Pentru PC-ul sau consola ta o poți face pe G2A, ai linkul în descriere și beneficiezi de o super reducere dacă folosești codul OVI. Ceva băieții și bine ați venit la un nou episod din seria voastră preferată, FIFA 18 Draft spre glorie. Ultimele două drafturi au fost absolut senzaționale, victorii pe linie. Acum draftul ăsta o să fie un pic mai dificil, nu prea mai jucat FIFA de câteva zile, adică nu prea mai jucat deloc. Sper să ne încălzim destul de repede și știți voi, ori pierdem primul meci, ori câștigăm drafturi după drafturi după drafturi. Haideți să vedem ce echipă ne pică. Bineînțeles, nu uita să lași un like dacă îți place această serie peste 4500 și înregistrăm încă un episod. Poți să mă urmărești și pe Instagram, Twitter și Facebook. Toate noutățile sunt acolo, link-uri către aceste social media sunt în descriere. Avem 3-4-1-2-5-2-1-2, 4-5-1, 3-4-2-1 și 4-3-3 holding. 3-4-2-1, 4-5-1, 5-2-1-2. Am câștigat draft cu 5-2-1-2, o formație interesantă. 3-4-1-2 e iarăși foarte interesantă, dar e problemă pe apărare. Haideți să jucăm ofensiv. Haideți să jucăm de data asta super, super ofensiv cu acest 3-4-1-2 și să vedem il capitano. Ok, mă bucur, mi-a picat Messi, dar și vreau să fie totuși altă variantă asta. Să fie... N-am ce să fac, o să-l iau până la urmă pe Messi. Mă așteptam la altă variantă asta, ceva mai OP. Ok, Origi acum. Jonathan Bow. Se pare că ăsta... Da, nu, niciunul din ei nu ne ajută. În afară de argentinianul ăsta... Hai să-l luăm acolo, să-l luăm să fie. Ne mutăm la celălalt atacant. Mamă, s-a pus EA Sports pe mine în continuu, non-rare, pe bune, asta e bătaie de joc, frate. Alcacer ia bine cu Messi, ce-i drept, știi? Da. Ok, dezamăgitor, ce să zic. Forsberg, ok, Eriksen, team of the season, Fekir, Talisca, Forsberg. Iau pe Eriksen și mă duc pe rezerve. Băgăm pe Eriksen după minutul 1. Să vedem cine pică. Dembele, Cancelo, Corona, King și Coleman. King ăsta, Iau pe Dembele. De ce le iau pe Dembele? Nu știu de ce l-am luat, poate ca super sau. L-am luat pe Dembele, Darmian, Lamela ăsta. Ia chemistry bine de tot cu omul nostru. Cu Eriksen. Interesant. Lenglet francez din La Liga ne-ar ajuta și el la chemistry. Iar totuși pe Lamela aș vrea, pentru că ia link-ul foarte bun cu Eriksen. Thiago De Bruyne, Khedira mi-l dă și pe De Bruyne. Bun, interesant. Goretzka, Seri. Thiago ăsta, îl iau pe KDB totuși. Și tot aștept un mijlocaș care nu s-o potrivească să pot să urc cu Lamela acolo. Oh, am zic team of the season, mama mia. Dar nu ia chemistry, Pizzi, Silva. Aici e mirajul jucătorilor care stau bine pe chemistry. Le iau pe Hamsic, chiar dacă nu stai bine. Chemistry, îl bag pe Lamela, îmbunătățim acolo chemistry cu trio ăsta. Și ne mutăm la următoarea rezervă. Via, Jovetic, McGilly, Castro, what is this? Nu mă încântă niciunul, absolut niciunul. Ok, încă două rezerve. Max Amavi, Gomez, Zlatan, Ibrahimovic, Koke, ăsta poate s-ar potrivi mai bine pentru un chemistry eventual. Cred că le-au pe Koke. Restul s-ar potrivi bine pe partea asta, ar mai da puțin chemistry, dar îi lasă pe băieții aia. Nu știu, vedem. Hai să ne uităm la partea de fundași. Pe Azpilicueta, team of the season. Nu stau discuții. Mamă mia, ce jucător, frate. Vreau și unul din La Liga, hai. Îl dă pe Miranda, Albiola, Cerbi. Niciunul din La Liga. Ba da, uite, de la Betis pe Batra. Ok, schimbăm așa frumos. Bun. Se conturează o echipă interesantă. Acum Premier League, vreau Premier Livertongan. Mamă, team of the season, după team of the season. Place, acum ne mai trebuie tot unul din... Ok, mă forțează cu Gomez ăsta. De ce oare mă forțește cu Gomez?
De ce oare mă forțez tu cu Gomez? Pentru că ai luat chemistry cât de cât binișor. Mirala asta, nu mai Ribery, salut, Vitorul, te salut. Gomez, hai să fie Gomez. Trebuie lucrat, trebuie lucrat la echipă. Apărarea nu cred, dar atacanții a doi trebuie să umbrăm la, la ei, evident. Dele Alli, Dele Alli, Dele Alli, Alli, Alli. Posibil ca Messi să ia oricum chemistry, știi? Și fii atent acum. Da, bă, Viță, ești nebunac, ia uite și tu faci chemistry bun. De aia, hai de aia, team of the season. No, mi-l dă pe Oblak, team of the season. Ah, dar parcă m-aș duce pentru chemistry. Așa e 89, Horn, ăștia nici n-are rost să mă uit la ei. Hai mă, iau pe Oblak ăsta, că e team of the season. Frate, câți jucători din team of the season. Super, super tare. E belea la atacanți. La atacanți e belea. Îmi trebuie atacant. Îmi trebuie neapărat atacant. Kimmich, Asamoah, Rodriguez, basta. Nu prea mai am ce să umblu la mijloc. Mijlocaș dreapta, poate ceva. Că e Costa Moreno, Moreno. Bauer, Piccini. Dacă le iau pe Moreno ăsta, ia fi atent și îl pun aici, pierd mult din chemistry, nu? Pierd mult ce-i drept. Hai să vedem totuși cum se desfășoară lucrurile. Îmi trebuie un atacant din Premier League. Îmi trebuie... mi-l dă pe Hazard. Interesant, Martial, Fabregas, Cardona. A jucat pe Hazard, aș muta aici. Și îl scoatem pe Moreno și Gomez nu prea mă ajută cu mare lucru. Nu prea mă ajută combinația asta cu mare lucru. Haideți să vedem. Costa, avem nevoie. Ok, ok. Foarte interesant. Deci pe Mkhitaryan, Silva, Dybala și Cuadrado. Iau iconul pentru că mă va ajuta mult la chemistry. Bă, ce ai zis, Oviță, că te va ajuta mult la chemistry? Ce prostii vorbești, mă, Oviță, mă. Poate că aici te ajută un pic la chemistry. Da, aici te ajută la chemistry, ce-i drept. 86. Și pe Eriksen ăsta. Mamă, mamă, nu știu ce să... cum să o scot la capăt. Nu știu, chiar nu știu cum să o scot la capăt, pe cine să scot din echipă. Ce ai, bă, băiatule, bă. Ce ai, bă, îmi trebuie tot un striker. CFB, Ronaldo, right winger, mamma mia. Bale ăsta, Junior, Kane, mi l-a dat pe Kane, uite. Cu Kane în echipă ne ducem un full chemistry, cred. Nu full chemistry, dar îmi protețim mult chemistry-ul. Mult de tot. Ce facem, Oviță? Na, iau pe Ronaldo super sub. Iau pe Ronaldo super sub, asta e decizia mea. E mult prea bun combat cu Kane. Oh, Kluivert, El Shaarawy, Feghouli, Ghoulam. Nu știu dacă am ce să fac cu niciunul dintre ei. Ghoulam, Feghouli, Jacqueline, le-au pe El Shaarawy. Și întrebarea acum este, dacă mă mai joc eu puțin cu băieții ăștia pe aici, poate o să o fac de un full chemistry, chiar nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Nu rezolv absolut nimic așa. Hai să vedem și portarul, ok, nu o să ne ajute cu mare lucru. Ne vine Ederson, l-am luat pentru chemistry așa mai mult. Mă, dar chiar nu pot să fac eu pe aici. Băi, nu știu, nu le-am văzut niciodată pe ăstea la draft. Cum să le schimb eu, cum să le modific. Uite, 90 cu KDB acolo. Ce interesant am făcut noi aici. Bravo, Viță, ok. Dembele? O să-l pun pe Dembele acolo și să stau în... interesant! Să joc de la început, așa... Nu, sub nicio formă, oricum îl schimb. Sub nici o formă. Al striker acolo să pun... Cred că ăsta e cam maxim de... nu! Frate, dacă îl pun pe ăsta, fac 94? Serios? Băi, ești nebun, deci cu ăsta fac 94. Dacă am noroc de un manager de Premier League, ne ducem și mai sus la Liga. Pe bune, băi. De ce n-ai dat, mă, și tu mie cu un Premier League? Era așa de fain un avocat manager Premier League. Ok, îl iau pe spaniolul ăsta.
pentru La Liga și avem un draft destul de decent cu o grămadă de jucători senzaționali. Hai să începem meciurile. Primul adversar, interesant, Team of the Year, Chiellini. Bă, ăla e Team of the Season, altul din... Ce? Nu, sunt Team of the Season ăștia, mă, pentru Moscow System, cred, în fine. Rui Costa, ok. Per total, echipă foarte interesantă, dubios, fundașul de 7-7, dar cred că e pus acolo pentru chemistry doar. Oh, 1-0 pentru adversar. Să nu fie genul ăla de draft în care pierde din prima rundă. Da, n-am vrut să dau așa ceva, dar în fine am vrut să dau la Ronaldo. Promițătoare fază pentru Messi în care eu driven. Messi nu ratează de acolo. Hai cu egalarea, minutul 18. Absolut superb. La Mela frumos, Ronaldo. Nu, ce-am făcut acolo? Ah, nu știu ce-am făcut acolo. Cumva a ajuns De Bruyne la minge. Messi în careu. Messi, frate. Ăsta e meciul lui. 2-1. Ce întoarcere de rezultat. Superb. N-am vrut acolo. Dar merge și așa. Hop, Messi. Messi. 3-1. Senzație. Leo Messi. N-am vrut să pasez acolo, din păcate, Eriksen. Frumos. Pentru Messi. Aoleo, cum era să mai fi dat încă unul? Frumos. Hamsik. În careu. 4-1. L-am zăpăcit în 35 de minute. 4 goluri. Nu mai știe ce se întâmplă. Cristiano Ronaldo, wow, 5-1. Nu știu cum a fost, frate, șutul ăsta așa. Oh, reșcuit. Ok. Era normal, 5-1. Să iasă, hai să trecem la următorul meci. Următorul adversar e belea de echipă, 99 Ronaldo, 90 Bale. Și 4-3-3, ce trebuie ca să mă desfacă pe mine pe contraatac, noi avem 3 fundași. Aspilicueta, Team of the Season, Team of the Year, Marcelo. E belea meciul ăsta. Echipă mai bună ca a mea, da, ca de obicei facem tot posibilul să câștigăm. Mamă, o încercăm cu Eriksen, o încercăm, da, trebuia mai tare o fiță. Vrea să viitorează mult mai tare. Oh, m-a prins. Da, ce greșeală. Ai, bă, Oblak, bă, am văzut, a scris cineva pe un grup pe FIFA România că Oblak ăsta e cel mai prost portar. Ia uite, du-te, bă, de aici. Ce tâmpenie ordinar. Aoleu, ce faul, dar nu. Lasă-ne că avem avantaj. Aici am scăpat bine. Pasta e minunată pentru KDB. 1-1. Egalăm. Super. Eriksen în careu. Driven shot. Portarul n-are nicio șansă. În 3-5 în final întoarcem scorul. Iar Riddle Bailey, să vezi sau nu-i mai dăsa săturat. Băi, ce-s mă? Băi, iar... Mamă, Vertonghen, ce-ai făcut, mă? Cum e posibil să luăm asemenea gol? Hai la Mela. Pe Ronaldo. Driven Ronaldo. 3-2. Superb driven. Finesse driven. A lui Cristiano Ronaldo. Ai cu golul, 4-2. L-am zăpăcit, pasă după pasă. 4-2, 52, pas important pentru câștigarea acestui match. Haide. Tu. Eriksen! În blocaj? Mingea la Messi! Și Messi cu un șut dezastros. Eu am fost cu șutul dezastros. M-a încărcat greșit butonul de șut. Eriksen acum. Încă o bobiță. Bobiță de bobiță. 5-2 și vedem rage quit. A pus pauză mai mult ca sigur. Asta urmează. Ia să vedem. Să fim 100% siguri.
56-52, mai face schimbări, cine știe, nu? Reșcut și mergem în semifinale. Următorul adversar, 4-3-1-2. Dar acolo, Chiellini albastru în formă, Pogba în formă, Messi, Higuain, Path to Glory, Food Birthday, Di Maria, interesantă echipă, nu prea mult chemistry, dar câțiva jucători foarte periculoși. Op, că ne-a... Mamă, pasează bine Gagiu, pasează bine Gagiu, frumos! Crezi că e gol. Pam, 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 pam. Nu poți dai cu Messi cu capul acolo, calma, calma. Calma, mă, n-auzi. Bun. Asta e bună pentru Messi? A sărit la... Acolo a fost, nu știu cine a fost. KDB în care, e nebunie, e nebunie ce e acolo. E o nebunie totală, Hamsik. Rupt la rup, Pogba, frate, i-a dat destroy. Dat așa tare, să vedem cum e treaba cu... Da, intră asta liberă. Messi. Messi, era gol, dar fundașul, frate. Ca de obicei, fundașul ăla e belea cu el. Ronaldo. N-a ales de bine capul. Două ocazii mari acum. Început de meci. Intercepție. Messi. Messi. Facem presiune sus. Luăm mingea. Și aia e, mă, băieți. Minutul 8. Deschidem scorul. Leo Messi. Eriksson. 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 Mare distanță. Eriksson. Am crezut că e gol. După mișcarea portarului, mi-a dat seama că trece de el și am zis, gata, asta e, frate, să vezi ce bobiță a dat ăsta de la 40 de metri. Nu se poate să dai asemenea gol, Oblak, nu se poate, Oblak. Oblak, pe bune, nu se poate să dai asemenea gol. Vai, cel mai pușcărie portar, frate, care am avurat în draft. Nu se poate să dai asemenea gol. Uitați-vă la el, deci, în primul rând ăsta nu te atacă, știi? Interesant. Haide, mă, Eriksson! Ja Ronaldo, am zis în careu, Rui Costa, Rui Costa, 2-1, revenim. Și dacă nu sărea mingea la el și nu-l bloca norocos pe Hamsik, eu zic că reușeam să marcăm din poziția aia. O încercăm cu Messi de la mare distanță și s-a văzut că intră, mama mea, ce șuc. Ce șut dă Messi, așa e când îi acord mult, mult spațiu. 3-1-3-1. Wow, ce golazo! Leo Messi, ce golazo! Mamma mia, ia să-l vedem. Fai de mine, senzațional! Messi primește pas aici printre... Hai, Messi! Oh la la! Messi, meciul ăsta a fost senzațional! 4-1, frate! Frumos, Eriksson! Că ținem de minge... Ai, offside, offside, offside. Nu e offside? Bă, Oviță, mă, fii mă atemă. Am stic mare distanță! Că a fost fault, da? După șut, da? Și avem încă o ocazie să facem 5-1 înainte de pauză. Ia să vedem și pe asta. Messi. Messi! 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 Ai, ai, frate. Și se pare că avem parte de încă un rage quit. Ia să vedem într-un 4-5-5-1 totuși. Nu văd de ce am jucat. Da, rage quit, mergem în finală. Oh, și adversarul din finală, super echipă cu Hazard, Morata, Hero, Messi, Team of the Season, Kante, Team of the Year, Kante, Team of the Season, Eriksson, Van Dijk cu Azpilicueta, De Gea în poartă. Bună, bună echipă. Opa, merge foarte prost. Trebuia să mă aștept, avea stegul Italiei. Poate avem noroc, nu avem noroc, că mi s-a deselectat lui Costa când scăpam singur cu portarul acolo. Of, se anunță un match infernal. Oh, frumos, bravo, frumos, 1-0 pentru el, bravo. Frumos atac, greu totuși pe conexiunea asta. Ronaldo și... Nu pot să încarc șutul, din păcate. Din cauza conexiunii, asta e. În careu, din nou n-am încărcat șutul. Hai să încercăm cu o recentrare.
Eriksen. Oh, egalăm 1-1. În final avem nevoie de noroc meciul ăsta. Avem nevoie de noroc să reușim ceva. No, Cristi, nu știu dacă e offside, e offside, nu e, Messi, 2-1, norocos, golul trebuie să recunosc, foarte norocos. Cristiano, ai cu golul, mă, nu se poate să tragi așa, nu se poate pur și simplu să tragi așa. Închideam meciul la 3-1 cât de cât, era greu să mai revin așa. Poate acum, nu se poate, Ronaldo, nu se poate pe bune, asemenea ratări. Două șanse de a face 3-1 și... Salvează portarul, frate, l-a salvat, ho-ho. Ba, Ronaldo e accidentat, eu acum văd. Acum văd că e accidentat, poate de... Oh, Messi în careu! Messi! Ha-ha! Nu știu cum a dat gol! Pe suportar! Absolut senzațional, Leo Messi, frate, senzațional, finishing. O, Eriksen. Na, o să fim blocați. Na, nu știu cum am reușit să tragem până la urmă, a fost un șut norocos. De Bruyne încercăm, pentru Ronaldo, iese de Heo, sigur o ia, da. O, De Bruyne. Haide mă. Eriksen cu o rachetă. A fost rachetă, frate. 4-1 și cred că vedem reșcuit. A pus pauză. În 3 din cele 4 meciuri am întors de la 1-0 și am făcut 4-1, 5-1 și am provocat reșcuit-uri. Acum nu știu ce face băiatul. Cred că e reșcuit. Văd că se încarcă foarte prost. Face el un glitch și o face pe acolo ca să iasă. Hai, amice, hai. Ce faci? Ne spui și nouă? Până la urmă se pare că o să continuă să joace, cred. No, rage quit. Și hai să vedem ce ne pică. Hai să vedem, băie, ce ne pică. Stai, s-a deconectat și asta. Maneta, controllerul. Stare curios dacă avem și noi în final, băieții, noroc. Oricum, nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut acest episod și faptul că ne-am dominat adversarii. Puteți să mă urmăriți și pe Instagram, Twitter și Facebook pentru toate noutățile. Rare Gold Pack, Rare Gold Pack, Premium Gold Pack. Ok, interesant. Premium și după aia Rare Gold Pack, 12 cu 12. Ah, ce, mi-a dat ceva? Nu înțeleg. Ok, mi-a dat un kit dintre ăsta care nu mă interesează. Premium Gold Pack. Cum ar fi să ne pice un Team of the Season, frate? Cum ar fi? Vă spun, ar fi senzațional, dar ne pică un non-red gold. Dacă nu facem nici 5, facem 15 dacă avem rare gold pack-urile alea, 12 itemuri care sunt rare toate și fac peste 15.000 de coins. Primul pocket. Nu e flare albastru, nu e nici bordeaux, e un italian left winger, el și Arawi. Ok, cred că e discard price sau maximum e 2, ceva de genul. Văd că e și ok, contracte, fitness-uri, se vor vinde fitness-urile și pe El Shaarawy îl trecem pe transfer market, văd că l-aveam deja în club. Haideți să vedem și următorul real gold pack. Ce ne pică, nici acum Bordeaux. În fine, bine că am avut noroc pe canalul în engleză și ne-a picat acolo, ne-au picat doi Team of the Season senzaționali. Că n-ai văzut, nu uita să te uiți pe YouTube, pe Ovi FIFA, cauți pe YouTube și vezi acolo super pack opening-uri, le-am făcut pe canalul în engleză, grămadă de jucători albaștri. Am făcut 15k din acest draft, mă așteptam la mai mult. Cam atât pentru astăzi, băieți, ne vedem la episodul următor. Pa, pa!